Salut, prieteni! Salut! Sunteți pe canalul BTL Club. Și astăzi noi avem alături și pe Laura. Salut! Și noi astăzi, prieteni, am decis să-i facem o farsă inofensivă iepurașului nostru, care nici nu știe ce l-așteaptă. El stă aici liniștit și nu știe ce l-așteaptă, după cum am zis. Da. Noi am pregătit aici trei jucării. Una neagră, o uiță, una de culoare roz și o jucărie care se mișcă. Și noi am decis să îi le punem în cușcă pe rând, să vedem cum va reacționa iepurașul la aceste jucării. Noi ne-am gândit să-i facem această farsă, deoarece ne gândeam, oare cum va reacționa iepurica noastră dacă i-am aduce alt iepuraș? Da, deoarece, nu știm, el va fi agresiv sau va fi calm și până, de exemplu, să-l punem să intre în contact cu alte animăluțe, am zis să încercăm să vedem reacția lui la jucării. Eu cred că el o să încerce să se joace, nu cred că o să le fie agresiv. Tu crezi așa? Tu cum da. Crezi? Nu știu, eu cred că o să reacționeze. Nu cred că ar vrea să atace pe cineva. Eu și eu cred că ori o să se joace cu ele, da. Ori o să se sperie. Da. Dar de atacat nu cred să atace. Hai să vedem, eu zic să începem cu oița neagră. Oița neagră? Da. Hai, Laura ne va ajuta. Da. Bine. Deschide. El vine. El vine. Vine, vine la mânghie. Să mângâi sau să nu mângâi? Mângâie. Ce mă iepurașul? Ce mă iepurașul? Ea la noi foarte iepuraș. Tare place să fie mângâiată, da? Și de-aia vine deodată. Dacă vine se deschide cușca, iepurica este aici, da? Da. Hai. Ia pune el așa într-un colț. Așa aici? Da. Hai. Nu interesează. Ia închide cușca, cred că. Nu interesează, vezi că nu se duce. O interesează camera, ea așteaptă ceva mâncări, ceva știe. Că noi când deschidem cușca îi dăm ceva de mâncare. Ia să vedem, o să vadă. Nu. Nu vede pe fond, ia dă eu aproape. Așa punem aici. O mănâncă. Încearcă să mănânc. Ia, fă mișcări în fel că ea se mișcă. Da, acum. Nu mânca, măi! Ciucu, mi-e spart că îi place. Cu mângâie! Îi place! S-a culcat! S-a culcat, așteaptă să mângâie. Deci a reacționat foarte bine frica noastră la prima jucărie. Ea poate acum să se ducă la jucărie, că i-a plăcut mângâierea. Ți-o place? Gata, s-a aranjat. Se deoarece, da. Da. Hai, eu să pun pe ea așa. Eu nu apăs, eu doar așa o țin, dar nu, îi place. Nu, îi place. Hai, dă-te de cealaltă jucărie. Aceasta? Da. Hai să vedem. Poate ea a avut frățiori negri și nu se teme de culoare neagră. Poate, hai dar să nu vedem cred că l-a roz. Eu am ales negru ca să fie ceva mai aproape de iepuraș natural. Nu, eu l-ar mânca aș pe asta. Ah! Nu mânca paiete! Nu! Gata, el! Nu mânca! Da, deci a reacționat foarte calm. Da, ea la noi ori mănâncă, ori e drăguță. Ori e drăguță. Hai acum să vedem cu cea mai strașnică jucărie. Care se mișcă. Ia pune-i jucăria în colțul ăla. Aici? Da, și să vină spre ea. Sunteți gata? Da. Să vină spre ea. Că ea vine spre ea. Ova. Un pic o speriat de sfarica. Sau nu-i pasă. Hai să mai învârtim un pic. Imediat. Păi că tu nu ești fricoasă deloc la noi. Dar pe asta nu vrei să s-o lini, să te joci cu ea. Eu cred că n-am înțeles încă. Hai. Că vine la tine. Ia mai pornește. S-a speriat. Da, un pic nu înțelegea de ce. Ea nu înțelege, ea se uită, e confuză și nu știe ce să fac. Parcă e cușca mea, dar cine a intrat aici și îmi creează disconfort? Și mă lupește. Ești curioasă. Dar ce se duce jos? Oh.
Gata. Bine. Nu-i place. Micuț. Micuț. S-a urcat. Gata, scoate. Tot și-a decis ea să nu atace pe nimeni și s-a ascuns în cutiuța ei. Deci, prieteni, după cum vedeți, iepurașul nostru a reacționat foarte bine la această farsă și când a văzut că cineva un pic ar vrea să-l atace, el a preferat să se ascunde, dar nu să atace și el această jucărie. Eu consider că e o reacție foarte bună. Da. Da? Da. Și dacă vreodată pe viitor o să-i cumpărăm încă un iepuraș, el sigur că nu o să-l atace, dar o să se joace cu el. Da. Însă noi nu cred că o să-i cumpărăm alt iepuraș, deoarece ei se înmulțesc. Eu o să-mi cumpăr și poate o să-i aducem să se joace. Să se joace vreodată, da. Laura, dacă o să-și cumpere, o să le facem o întâlnire. Deoarece știm că iepurașul nostru nu e agresiv deloc, e foarte bravo, el a vrut să se joace și cu oița și cu unicornul. Doar jucăria asta mică un pic l-a speriat, Și el a preferat să se ascundă. Da, decât să atace. Bravo! Eu zic că putem să-i dăm un like mare iepurașului nostru pentru așa o reacție. Și dacă v-a plăcut videoclipul cu iepurașul și vreți să mai facem, abonați-vă la canalul nostru YouTube. Pa, pa! Pa! I was out of town to find myself.